Administrația locală Lugojean a anunțat că va începe campania curățenia de primăvară. Înainte de această acțiune, specialiștii de la Serviciul Public Sără și Zone Verzi vor începe luni 19 februarie cu lucrări de toaletare la aliniamentul de arbori situat pe strada Gheorghe Doja și va dura până sâmbătă 24 februarie. După această perioadă de curățare a copacilor, o primă zonă vizată pentru salubizare este Lugojul german, care se va desfășura în perioada 4-15 martie. În Lugojul român, acțiunea va avea loc între 18 și 29 martie. Lugojenii sunt îndemnați să depoziteze deșeurile vegetale în fața imobilelor în grămezi fără a fi legate cu sârmă. Se vor colecta doar deșeuri vegetale, precum restul provenit din tăierea pomilor, aviței de vie, etc. Autoritățile locale specifică că nu se colectează materiale rezultate din construcții și niciun alt fel de deșeuri în afară de deșeuri vegetale.